luna de zile, perioada de carantină, Radu Mazăre a fost adus la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța a emis încă din ianuarie 2018 un mandat de arestare în lipsă, după ce Mazăre nu a mai trecut pe la poliție, cum îl obliga controlul judiciar, și a fugit din România. Înainte de a ajunge în fața judecătorilor care l-au condamnat de curând și în al doilea dosar, Mazăre a dictat avocatei un comunicat. După ce am făcut pușcărie în Madagascar, acolo unde apelul deținuților se făcea într-o curte cu pământ și mizerie pe jos, unde 1400 de oameni stăteam în genunchi și cu mâinile la ceafă, fără paturi, fără toalete, crede oare cineva că nu o să supraviețuiesc în pușcăriile din România? Mă voi descurca onorabil și demn. Amintirile și iubirea nu mi le poate lua nimeni. Dacă n-ar fi fugit în Madagascar, putea să fie alta soarta dumnealui astăzi, fiind iată și astăzi acuzat că a încercat să se sustragă de la cercetare judecătorie. Cred că erau hotărâți să condamne. Este ok și a revenit să i-a aștepta la așa ceva, deci a luat în calcul și problema asta. Vizibil marcat, Radu Mazăre nu a vrut să declare nimic în fața judecătorilor. Confirmarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele lui Radu Mazăre pe 10 ianuarie 2018 după fuga acestuia în Madagascar s-a dovedit mai degrabă a fi o formalitate pe care a trebuit să o îndeplinească instanța supremă. De altfel, fostul edil de la Constanța va reveni exact în acea sală de judecată după debutul judecării apelului declarat de Radu Mazăre împotriva sentinței prin care a fost condamnat de curând la 9 ani și 10 luni de închisoare pentru 3 capete de acuzare, luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese. O pedeapsă pe care Mazăre a contestat-o, așa cum a făcut și cu decizia care l-a trimis în spatele gratinilor. Vă gândiți la vreo cale extraordinară împotriva acelei condamnări definitive? Toate considerentele de condamnare a mea sunt clar împotriva jurisprudenței și deciziilor celor de până acum. Dar și până voi ajunge să fiu judecat acolo, voi face pușcărie, a mai transmis Radu Mazăre. Până când va afla ce regim de executare a pedepsei se cuvine, dar și penitenciarul în care va sta, Radu Mazăre așteaptă rezultatele investigațiilor medicale făcute la sosire și citește.